Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune electorală Media Obiectiv. Iată, am ajuns și în cea de-a ultima zi a campaniei electorale a candidaților pentru fotolile de primar, de președinte al Consiliului Județean, de consilieri județeni și consilieri locali. Și dacă rând pe rând v-am prezentat tot ceea ce înseamnă candidaturile din Făgăraș, de ce nu, ne oprim și pe ceea ce înseamnă zona și revenim în studio cu un candidat din partea Partidului Social Democrat la primăria Comunei Voila. Stăm de vorbă cu domnul Ovidiu Alexandru Bica, dânsul își dorește să candideze pentru un mandat la primăria Comunei Voila. Bună ziua, domnule Bica, bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Încă o dată reiterăm, deși probabil dumneavoastră în campanie electorală ați stat de vorbă cu alegătorii, lumea vă cunoaște ca și fiu al acestei comune, ce v-a determinat să candidați la primăria Comunei Voila? În primul rând, faptul că sunt cetățean al Comunei Voila, născut, crescut și cu familia și stabilită în Comuna Voila, mai precis în satul Voivodeni, a fost unul dintre motivele care m-a determinat să încerc să schimb un pic mentalitatea, să schimb un pic mersul lucrurilor în această comună, deoarece într-o perioadă trecută, comuna a stagnat din multe puncte de vedere. Nu sunteți străin de problemele comunei. Îmi spuneați că ați avut un mandat de consilier local. Povestiți-ne cum a fost și ce ați observat, cum v-ați familiarizat cu toate aceste probleme ale administrației publice locale. Am fost consilier local în anul 2004, mandatul 2004-2008, din partea Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, un partid care, din păcate, în acești ani a încetat să mai aibă activitate. Deși istoric. Și un partid istoric care eu am avut multă speranță și multă dorință de a revitaliza acest partid. Și de tradiție în țara Făgărașului și până la urmă. Eu mi-am duc cu mare plăcere aminte de Corneliu Coposu. Da. Pentru mine a fost un exemplu în politică. Și va rămâne un exemplu în politică și am învățat foarte multe lucruri de la urmașii acestui om. Din păcate, repet, un partid care s-a terminat pe șichierul politic, nu numai din cauza lui. Cu viziuni asemănătoare actualului partid sub sigla căruia candidați dumneavoastră, deci tot Partidul Social Democrat are viziuni asemănătoare cu Partidul Național Creștin. Din unele puncte de vedere se aseamănă, pe partea socială, un lucru care pe mine m-a determinat să merg înspre un partid social ulterior, deci acum 2 ani am intrat în Partidul Social Democrat, pentru că am considerat că sunt niște oameni care sunt mai aproape de nevoile oamenilor simpli, mai aproape de nevoile cetățeanului de rând și am găsit la Brașov o conducere care se implică, care e doritoare de a schimba din temelii Partidul Social Democrat și mă refer aici la președintele Marius Dunca, la domnul prim vicepreședinte Marian Rasaliu, care este și candidatul nostru la funcția de președinte al Consiliului Județean și pe care îl susțin și doresc să ajungă într-o funcție. La doamna Roxana Mânzatu, care pentru mine este un mentor în ce privește accesarea de fonduri europene și cu care colaborez foarte, foarte bine și într-o perioadă următoare, dacă voi ajunge la primărie, voi avea foarte mare nevoie de sprijinul dumneaei, pentru că e un om integru, e un om care cunoaște foarte bine cum se accesează fonduri europene și Comuna Voila are nevoie de accesare de fonduri europene. Am observat că există, să zic așa, niște divergente de opinii, de idei în ceea ce privește proiectele pe care dumneavoastră vă doriți să le puneți în aplicare în Comuna Voila, față de actuala conducere a primăriei care susține alte proiecte. La ce vă referiți? Deci, doamna Roxana, vreau să vă spun că am urmărit ultima emisiune a domnului primar în funcție
Și am rămas consternat de faptul că domnul primar minte, și îmi asum când spun acest lucru, da, minte. Da, să avem grijă și cu acuzațiile. Și eu da. O să vă dau exemplu de minciuni, sau dacă nu minte, înseamnă că e necunoștință de cauză și e mai grav. Pentru că fiind primar 4 ani trebuia să cunoască anumite lucruri, și anume faptul că eu, consilier local, în mandatul 2004-2008 nu am făcut parte din Comisia de Fond Funciar. Comisia de Fond Funciar nu e atribuția Consiliului Local al niciunei primării. Consiliul Local are cu totul alte atribuții și dumnealui ar trebui să cunoască acest lucru. Nu am făcut parte și totodată a spus că nu am avut proiecte atunci când am fost consilier. Vreau să vin să vă spun, și am martori în acest sens, pe fostul primar Ovidiu Șerban și pe domnul Suciu, care se ocupă de echipa de fotbal la Voila, inițiator al proiectului de accesare de fonduri europene la baza sportivă Voila, a fost subsemnatul împreună cu primarul comunei Voila de atunci, Ovidiu Șerban. Am susținut și am militat în permanență și am avut un proiect în a face acea bază sportivă, care acum este în paragină. Din ce cauză este în paragină? Nu asta s-a mai investit? Trebuie întrebat domnul primar de ce nu s-a făcut recepția lucrărilor, primarul în funcție, de ce s-au oprit lucrările și de ce nu s-a continuat. Pe urmă, vreau să vă mai spun că în mandatul 2004-2008 s-a făcut studiu de fezabilitate la propunerea mea pentru canalizare Voivodeni. Studiu de fezabilitate care, din păcate, a stagnat ani de zile și a stat la baza acestui proiect care se derulează acum. Cred că nu sunt lucruri puține. Am lucrat și la transparența cu privire la administrația locală și am propus Consiliului Local de la acea vreme ca ședințele de Consiliu Local să se țină în căminele culturale cu public, așa cum prevede legea. Da, ele sunt publice. Și aproximativ 2 ani de zile ne-am deplasat în fiecare localitate și țineam lunar ședințele de Consiliu pe rândul celor 6 sate. A fost un lucru benefic, erau sălile pline și oamenii erau foarte receptivi și era o transparență. Dar dumnealui nu cunoaște acest lucru pentru că atunci era funcționar și eu l-am cunoscut în mandatul 2004-2008 ca un cetățean, un angajat al primăriei Voila, care vindea bilete în târgul de animale. Deci acum vine și își arogă niște merite. Bravo lui! Dar vreau să vă spun că a afirmat că dumnealui a fost dat în judecată de către Alexandru Ovidiu Bica pe fond funciar. Se înșală. Dumnealui nu trebuie să confunde primăria cu viața dumnealui personală. Eu am dat primăria Voila în judecată, nu pe Gheorghe Osalciuc, care este reprezentant al primăriei Voila. Am avut un proces câștigat. L-am dat în judecată pentru că au trecut 30 de ani și n-am intrat în posesia titlurilor de proprietate și a proceselor verbale a unei suprafețe de 6 hectare 80 de ari, moștenită de la bunicii mei, care au trudit cu palmele pentru a intra în posesia acestor terenuri și care cu siguranță s-ar fi răscolit în mormânt dacă eu nu mi-aș fi apărat aceste drepturi. Am în față o adresă a prefecturii prin care înștiințează Comisia Locală, în special pe domnul primar Gheorghe Osalciuc, și îl notifică în anul 2017 cu privire la punerea în aplicare a acestei sentințe. Eu procesul l-am deschis pe vremea primarului Ovidiu Șerban, nici de cum pe vremea primarului Gheorghe Osalciuc. Sentința a venit în 2017 în vremea primarului Gheorghe Osalciuc. Am avut o întâlnire cu dumnealui, m-a rugat să nu fac executare silită pentru că o să-i oprească din salarul dumnealui și l-am lăsat, i-am zis eu la acea dată, un an de zile. Nici în ziua de astăzi nu s-a încheiat punerea în posesie,
a unei sentințe judecătorești definitive și irevocabile. Lucru care e penal. Deci eu puteam să-i deschid dosar penal domnului primar pentru nepunerea în aplicare a unei sentințe judecătorești. V-ați interesat la primărie din ce cauză nu s-a pus în aplicare? De câte ori am fost la primărie și am dovadă în acest sens, agrementul, scrisoarea de agrement între mine, înțelegerea între mine și primărie s-a finalizat fără semnătura domnului primar Gheorghe Osalciu, care de fiecare dată a fugit. A semnat viceprimarul, a semnat secretarul, a semnat angajații de la Camera Agricolă, dar nici de cum primarul. De ce oare? Ați primit vreo răspuns? Pentru că fuge de răspundere. Deci, altă explicație nu am. Ați dat timp cât e legală acea punere în posesie? Nu am cerut altceva decât ceea ce se cuvine moștenire de la bunicii mei. Și care e stadiul acum al proprietății? Stadiul este o așteptare de încă mulți ani, se pare, pentru că nu sunt în stare să întocmească niște procese verbale. Vă dau un exemplu. Mi-au greșit un proces verbal de 5 ori. A fost trimis la OPCI-ul, a fost respins de către OPCI-ul pentru greșeli. Trimis din nou cu greșeli, am fost chemat de fiecare dată să resemnez procesele verbale, puteam refuza. Nu am făcut-o pentru că nu sunt un om care să mă opun unei inițiative. Din contră, le-am dat tot sprijinul. Dar se pare că nu au oameni de specialitate, se pare că nu există interes și nu numai la mine se întâmplă acest lucru, ci la mulți, mulți cetățeni ai comunei. Pe legea 18, la sâmbăta de jos, există un deficit de 90 de hectare. Nu s-a găsit încă nicio soluție de rezolvare a cetățenilor pentru a-și primi aceste terenuri. Îmi pun întrebarea de ce? De ce? Aș vrea să ne spune și nouă și telespectatorilor noștri ce se întâmplă acolo, că probabil aud din acest punct de vedere și organele abilitate, pe lângă primărie, să facă lumină în acest caz. Da, ar trebui primăria să găsească soluții, pentru că Herghelia Sâmbăta a luat abuziv niște suprafețe de teren. Din păcate, cu mulți ani înainte, nu s-a făcut întâmpinare din partea primăriei și oamenii au rămas într-un deficit de suprafață, deficit care îi afectează și care va sta încă mult și bine ca un ghimpe la finalizarea retrocederilor pe legea 18. Dacă veți câștiga primăria comunei Voila, cum, dați-ne un exemplu cam cum credeți că puteți debloca toată această situație? Am fost lider de sindicat, stăpânesc foarte bine negocierea. Chiar dacă domnul primar a afirmat că am bătut apa în piu la sindicat, vă spun că uneori în negocieri mai bați pasul pe loc, deci mai bați apa în piu, dar în acest timp găsești soluții și soluțiile te ajută în viitor să depășești anumite momente. Voi chema toate organele abilitate la masa tratativelor, voi avea discuții și voi găsi soluțiile cele mai convenabile pentru cetățenii satului Sâmbăta de Jos. E o problemă extrem de stringentă din câte ne descrieți. Ce viziune aveți? Unde credeți că s-a blocat această problemă? La nivelul cărei instituții? La faptul de implicării Comisiei Locale de Fond Funciar. Nu se implică. Deci, toate problemele care sunt cu dificultăți sunt bypassate, sunt aruncate și se încearcă mergerea pe tot ce înseamnă lucruri stabilite între timp de mulți ani. Vă dau un exemplu. S-a laudat că 85% e încheiat la voivodeni. Pe legea 18, retrocedarea. Da, dar litigiile, puntele nevralgice, vor fi și vor rămâne. Pentru că nu ia nimeni taurul de coarne să rezolve aceste puncte nevralgice. La Cinșor la fel. La Dridif la fel. Sunt cetățeni ai satului Dridif care au construit în extravilan și care vor să intre în legalitate. Li se ia impozit pe niște lucruri care nu sunt ale lor.
Deci nu a avut autorizație de construcție, probabil, și nu figurează... De construcție nu figurează în baza primăriei. În baza de date a primăriei. Și nu s-a făcut nimic pentru că nu se poate. Acele terenuri au aparținut cetățenilor satului Dridif și s-a construit, trebuie găsit o legalitate prin care să se vină în sprijinul acestor oameni și singurul lucru legal este încheierea pe legea 18 a retrocedărilor și terenul care rămâne să intre în proprietatea primăriei, să fie parcelat și să îi se dea destinație de construcție. Pe lângă cele descrise de dumneavoastră și înainte referitor la canalizare și iată, ați dezvoltat acest subiect cu fondul funciar, e foarte mult de lucru, domnule Alexandru Ovidiu Bica, la Primăria Comunei Voila și vreau să vă întreb ce veți face în condițiile în care aveți nevoie și de un colectiv, așa cum spuneați, care să vă sprijine în toate aceste demersuri. Deci mă voi implica în schimbarea mentalității angajaților primăriei, să vină înspre cetățean, în sprijinul cetățeanului, să găsim soluții cât mai corecte și într-un termen cât mai scurt. Îi cunoașteți pe toți acum, dânsii sunt oameni din comună, nu? Da, în mare parte sunt oameni din comună, sunt oameni în care eu am încredere că pot fi un motor în a merge înainte în ce privește munca în echipă, dar trebuie obișnuiți să lucreze în echipă, trebuie obișnuiți cu un program normal de 8 ore și totodată să fie trași la răspundere cu privire la ceea ce au realizat în zilele de muncă. În afară de aceste subiecte pe care dumneavoastră le-ați pomenit astăzi, canalizarea și fondul funciar, s-a mai discutat de niște proiecte la nivelul Comunei Voila, căminele culturale, sănătate, așa, așa mai departe. Iată, și acestea ar trebui... Da, îmi pare foarte rău să vă spun. M-au sunat câțiva profesori foarte nemulțumiți de faptul că au fost... jigniți de către domnul primar. Vă pot spune cu siguranță că în școala Voila sunt oameni profesioniști, profesori care sunt dedicați meseriei de profesor și care, din păcate, nu au găsit sprijinul în colaborarea cu primăria. În acest sens, vă dau un exemplu. Mi s-a spus că primarii din localitățile învecinate Comunei Voila au mers de mână cu directorii școlilor respective la casele și la părinții, discutând cu părinții copiilor pe care i-a dus la școlile lor. Lucru care nu s-a întâmplat cu primarul localității noastre. Să meargă împreună cu conducerea școlii, să convingă oamenii, cetățenii, să-și lase copiii la școala Voila. Se vorbea de acel proiect care a prins foarte bine, de After School, spunea dânsul. Proiectul After School. Proiectul After School este un proiect foarte bun dacă e lăsat să lucreze așa cum trebuie. Vă dau un exemplu. Domnul primar a afirmat că dă de mâncare la 120 de copii. Școala Voila are 190. Diferența de la 120 la 190, până în acest an, copiii aceia se uitau cum mănâncă fraților, cum stau la ore suplimentare fraților. Și din aia au plecat la alte școli, pentru că acolo li s-a dat pe after school masă la toți copiii școlii. De anul ăsta se implementează acest proiect și la toți copiii școlii noastre. E un lucru bun, dar de ce nu s-a putut și în acești 3 ani, vă pun întrebarea. Da, a fost așa o discriminare, dacă stăm să ne gândim... Pe urmă, faptul că nu s-au tăiat lemnele, păi Dumnezeu să mă ierte, 2 angajați ai școlii, care nu au autorizație de a tăia cu drujba, care nu sunt specializați în a tăia cu drujba, niște lemne de 6 metri lungime și 600 sau 400 în diametru. Da, reamintim bușteni, că mai precis. Dumneavoastră spuneați că constituie un pericol în curtea școlii. Da, repet, este un pericol pentru că sunt stivuite la o lungime de 6 metri, 8 metri, unul peste altul și oricând se pot duce copiii în acea curte. Curtea nu este păzită după orele de școală
și să se joace în curtea școlii, să se joace pe acele lemne și, Doamne ferește, să avem vreun accident. Domnule Bica, foarte multe probleme veți avea de rezolvat, așa cum spuneam, în condițiile în care, dacă cetățenii comunei vă vor vota, acum, pe final de emisiune, vreau să le transmiteți un mesaj. Le mulțumesc că m-au primit în casele dumnealor și le-am ascultat ofurile. Să aibă încredere că tot ceea ce am auzit de la cetățenii comunei voi încerca să pun în aplicare, cu priorități, bineînțeles, cu termene și cu siguranță, dacă voi fi ales, voi schimba lucrurile în comuna Voila. Urez succes în muncă cetățenilor comunei Voila și duminică să participe la vot în număr mare și să voteze așa cum conștiința îi determină. Așa să fie, domnule Bica, noi vă dorim succes și așteptăm să vedem rezultatele de după alegeri. Mulțumesc, mulțumesc și dumneavoastră. Și dumneavoastră vă mulțumim pentru atenție, doamnelor și domnilor, toate cele bune!